Morning Glory, Morning Glory, patria și impostorii. Bonjurică, bonjurică, pur și simplu despre patrie și impostor o să vorbim acum și despre idioțenia asta care a trecut ieri prin Senat. Uite așa, cu jumătate de oră înainte de închiderea ordinii de zi, pam, a intrat frumos și s-a enervat toată lumea de prin universități. Mai devreme am vorbit cu doamna profesoară Mihaela Miroiu, care ea practic tâmpenia asta îi dă la o parte toată munca de 30 de ani. Și acum vorbim cu domnul Constantin Vică. El are serviciu, mă rog, cât mai are acum la Facultatea de Filozofie din București, că na. Și Facultatea de Filozofie, mai ales că grupul ăsta de etică aplicată a dat ieri un comunicat. Bună dimineața, Constantin! Bună dimineața, bună dimineața! Ce zicea comunicatul vostru de la etică de acolo? A fost o memă comunicat în care am reamintit tuturor că noi avem două cursuri la facultate, una egalitate și gen, altul gen și comunicare interculturală, 7 credite, 5 credite, plus că noi la centru nu ne abținem săptămânal să nu vorbim direct sau indirect despre asta, despre egalitatea de gen, și am anunțat pe oameni să pregătească amenda. Bine, între timp, legea a trecut altfel decât a izbândit ea să apară prima dată pe internet. Toată treaba cu amenda a fost anulată, la fel și treaba mult mai simpatică cu polițiștii, care trebuie să constate contravenția de vorbire despre egalitate de gen, da. Și asta a fost anulată cu ajutorul mâinii invizibile a Partidului Socialist, Social-Democrat, și a rămas altceva, a rămas ceva mult mai simpatic, că vom fi supravegheați probabil, pentru că de taxare nu mai are cine să ne taxeze, nu mai e voie în lege, dar o să vină probabil cineva să ne înregistreze pe toți cum ținem cursurile, ca să vadă dacă zicem de egalitate, de identitate și de toți prietenii ăștia ai modernității. Da, e foarte frumos povestea pentru cei care le-a scăpat subiectul. Mă rog, nu e neapărat sfârșitul lumii și, mă rog, ne place să credem că președintele Iohannis va reuși să lămurească prostia asta și să o arunce, o ducă acolo unde trebuie, adică la coșul de gunoi al istoriei, pentru că orice referire la identitatea de gen a fost interzisă, mă rog, teoretic, în acest proiect de lege care a trecut de Senat, e adevărat, care e cameră decizională, a fost interzisă în școli și universități. E un proiect de lege inițiat de 2 parlamentari PMP. Nu știu dacă domnul Băsescu e la curent cu prostia asta, de care interzice în școli, în universități și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale orice referire la identitatea de gen. Vlad Alexandrescu, fost ministru al culturii, dacă nu mă înșel, nu? Senator USR, a atras atenția asupra acestei chestii, adică activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași. Nu știu, avem o problemă acum cu... Asta e o chestie pentru transgender, pentru comunitățile LGBT, avem o problemă, o presiune foarte mare din acest motiv, pentru că n-a ieșit cum trebuie referendumul ăla pentru familia tradițională? Da, cu siguranță, cred că acolo e sursa acestei activități, e una din reverberațiile referendumului. Dacă ne uităm la cei 2 senatori care au avansat această schimbare a legii educației, care, să nu uităm, e o lege organică și e o lege fundamentală în România, așa proastă cum e ea. Oamenii ăștia au venit exact pe acest val. Dacă ne uităm un pic la ei, orientarea lor este foarte clară. Sunt orientați după conservatorismul, nici nu știu cum să-l numesc, neo-protestant american, dar în același timp, ca un făcut, face o astfel de poziție foarte bine și jocul Moscovei, care e foarte interesată în divizarea tuturor societăților, începând cu a ei proprie, din câte se vede. Acum, întorcându-mă un pic la textul ăsta de lege, nu știu dacă cineva a observat că din prozelitism, cum suna ieri pe la prânz, legea a ajuns să vorbească despre răspândire. Eu cred că aici e o influență exactă a ceea ce trăim, a pandemiei, în care toate lucrurile sunt despre difuzare, răspândire, virusuri și așa mai departe. Deci acest vocabular de pandemie a reușit pur și simplu să infesteze încă o dată pe unii dintre senatorii români. E foarte simpatic că se vorbește de răspândirea teoriei sau opiniei. Ca și cum lucrurile astea pot sta pe aceeași poziție, ca și cum au aceeași natură, ce o teorie genie, am și eu o teorie. Nu, ar trebui senatorii ăștia care pun mâna și mai votează să mai deschidă din când în când, poate, nu știu, o carte de epistemologie, habar n-am, sau ceva, să mai afle și că una e teoria și alta e opinia. Mai mult, cum adică să oprești răspândirea unor opinii? La urma urmei, nu mi-aduc aminte că avem în Constituție o chestie numită libertatea de expresie sau de exprimare, da, care îți permite până la urmă să arunci orice opinie, mai mult sau mai puțin fundamentată. O teorie nu e o colecție de opinii ale cuiva sau al cuiva. Deci încă din textul ăsta revizuit, ca să zic așa cum sună noul amendament, vedem că oamenii de fapt nu știu foarte clar pe ce lume trăiesc, folosesc diverse concepte ca și cum ar fi ciorăpeii lor de dimineață și uite așa am ajuns în situația în care colegi dintre ai mei, profesori universitari cu multă experiență, se uită în urmă să spună, vai ce am făcut că mi se anulează tot într-o singură zi. Da, e vorba de doi senatori PMP, Lungu Vasile Cristian, Pașcan Emil Marius, se numesc ei doi, și amendamentul pe care ei l-au dus mai departe, pentru că ei au inițiat acest proiect de lege, îi aparține lui Vasile Cristian Lungu, care vine de la Zalău, ho-ho, și a făcut școală la Loyola University, la psihologie specială. Bun, și toată chestia asta s-a întâmplat, a fost votată de către PSD și PMP, PNL s-a abținut, USR a votat împotrivă și s-a întâmplat cu jumătate de oră înainte de a începe ședința plenului. A apărut așa pe ordinea de zi. Mai mult decât atâta, uite cum spune domnul Vlad Alexandrescu, UDMR a votat împotrivă și zice România se aliniază unor poziții promovate de Ungaria lui Victor Orban și de Polonia, devenind devenind în posibilitate un regim în care s-a introdus poliția gândirii. Contravenim astfel obligațiilor asumate de România prin Convenția ONU privind drepturile copilului și prin Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Conceptul de gen permite o educație atentă la diferențe, continuă domnul Vlad Alexandrescu, la sensibilitățile fiecărui copil, la posibilitatea lui de a se regăsi într-o societate inclusivă, în care orice specificitate este recunoscută ca o trăsătură și nu ca o dizabilitate. Ce va aduce nouă această lege va fi interzisă în toate școlile și spațiile destinate educației orice referire la conceptul de gen înțeles altfel decât ca sexul natural. Fetele vor fi îndemnate să se joace cu păpușile, să tricoteze și să accepte insistențele băieților. Băieții se vor juca doar cu mașinuțe, fotbal în curtea școlii și vor face avansuri fetelor. La limită, e în natura sexului slab să se lase dominat de sexul tare, iar violul nu va fi văzut decât ca o exagerare a dispozițiilor naturale. Băi, nenică! Băi, nenică, dar cred că are dreptate domnul senator. Bine, normal că este un pic îngroșată gluma aici, pentru că situația e simptomatică. Cumva ne arată direcția în care o parte din reprezentanții noștri ar vrea să mergem ca societate. O direcție în care de fapt facem, nu știu, cred că un pas în spate sau mai mulți pași în spate spre o lume pe care o credeam dispărută chiar de la 1848 sau ne-o doream dispărută de la 1848. Adică o lume în care pentru unii biologia este în continuare destinul, natura e destinul, o lume în care n-am înțeles că în modernitate diversitatea bate destinul, că nimeni nu mai este predestinat la nimic. Că, până la urmă, marea schemă a modernității, cu toate relele ei, a fost asta. Lasă-l pe om să-și aleagă, să se creadă cine vrea el și cum vrea el, să se îmbrace cum vrea el, să stea cum vrea el. Bineînțeles, toată chestia asta fără a-i afecta pe ceilalți. Și nu știu cum ar afecta pe cineva afirmarea identității mele de orice tip. Că e vorba de identitate culturală, că e vorba de, să zicem, o subidentitate profesională, că e vorba de această identitate de gen sau identitatea mea de român. Toate lucrurile astea, până la urmă, țin de marea schemă numită cultură, nu țin de biologie. Bun, și e adevărat că țin și de ceva care se numește discriminare, că acum, sigur că discriminăm pe principii rasiale și putem să mergem și mai departe pe principii de sex sau de gen, nu-i așa? Pentru că, gen chestia asta. Femeile oricum sunt discriminate în societatea patriarhală românească, sigur, toate minoritățile de orice natură, că e vorba de unguri sau gay, până la urmă, uite că toți intră în aceeași oală, e important e să fii majoritar, alb și serios și să crezi că, nu-i așa, o femeie care poartă o fustă scurtă și o cere, nu? Cam asta e cultura care vrea să instituie un fel de poliție a gândirii și să ne așeze pe toți în aceeași oală, ordonați frumos ca pe vremuri în clasa în care pe peretele spre care priveam era tabloul conducătorului iubit, care acum, sigur, e alb și creștin, nu? Cam asta e tot. Da, 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 și cu crucea în frunte sau în mână. Da, e o încercare a unor oameni de a ne scoate iar la careu. Nu știu dacă voi vă mai aduceți aminte. Careul de dimineață. Poate că poporul nu mai vrea să mai iasă la careu. A mai fost o încercare când? Asta cu referendumul. Da. Chiar au vrut să ne scoată la careu frumos, în aer liber, să ieșim, să mergem, să dăm cu votul și așa mai departe. Dar ulciorul nu merge de multe ori la apă, ca să îmi permit ceva din gândirea populară românească. Apropo de asta, cine spune că astfel de legi nu fac decât să restabilească anumită puritate sau ceva specific românesc, sunt bătuți în cap. Pentru că noi, în cultura română și în limba română, de când e vremea și pământul, am avut mai multe genuri. Avem feminin, masculin și neutru, asta în gramatică, și mai mult decât atâta. În cultura populară românească, dacă ne uităm la diversele povestiri sau inclusiv la ceea ce face Anton Pan în Spitalul Amorului, ne dăm seama că sunt mai multe genuri. Există un gen feminin, există un gen masculin, dar mai există un al treilea, genul copilului. Copilul nu e nici feminin, nici masculin. De-aia ar trebui lăsat copilul cumva singur să descopere care e identitatea lui de gen. Acum că este masculin cu pumni în gură, trist, dar poate asta și-a descoperit, poate putem corecta. Dacă este masculin-feminin, este mult mai frumos, pentru că pur și simplu scapă din binar și se duce și el în alte sisteme numerice. Merge pe un spectru mult mai larg. Poate altcineva vrea să fie feminin 100%, poate altcineva vrea să fie nici feminin, nici masculin, poate cineva vrea să fie prefeminin, postfeminin, antifeminin, pre- și contra-masculin, aproape masculin, cândva masculin, cel mai puțin masculin, ultra, para, mega masculin și așa mai departe. Da. Cât de cât masculin vrei să zici. Sau oarecum feminin. Asta e genul ăsta. Da, genul ăsta de situație, de încercare. Nu știu, acum toți suntem la fel de români verzi. Poate unii sunt români galben, roșu și albastru. Asta e, nu poți să oprești asumarea de identități. E un joc cultural, e o încercare până la urmă. Pentru asta zice Kant că ne-a făcut natura să putem avea și scopuri de astea culturale. Bine, în tot jocul ăsta asta încearcă și parlamentarii, să-și livreze propriile înțelesuri. Așa cum au venit pe agenda de mai departe. Pentru că asta e lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri procedural. Băi, pentru cine joacă oamenii ăștia? Joacă pentru niște agende ascunse? Ia să ne uităm ce au mai făcut acești distinși oameni de la PMP. În câte lucruri au intervenit? Sau cumva toată agenda lor se reduce la grupul interconfesional de rugăciune sau ce mai au ei pe acolo prin Parlament. Ceea ce cumva pot să înțeleg că e foarte aproape biserica și na, prin influență, probabil. Da, poate și asta. Da, mă rog, acum fiind închis la catedrală, probabil că na, fiecare se roagă pe unde poate sau pe unde apucă. Poate că asta s-a și întâmplat. E închis la biserică și oamenii au încercat să recreeze pe unde au putut și ei bisericuțele lor. Oricum, teoria sau opinia, asta mă termină pe mine ca filozof, că nu pot să aleg teoria sau opinia. Opinia lui Pitagora, vrei să zici că Pitagora a avut la un moment dat o opinie? Are numai opinii Pitagora, asta și toți ăia în matematică au avut numai opinii și ce să mai zic de ăștia care cred că pământul e rotund. Numai opiniarzi sunt de-a lungul științei. Apropo de chestia asta, cred că Urmuz ne scoate din orice încurcătură. Am primit acum... Nu am reușit să-mi aduc aminte versul cu Aristotel, care rimează cu ostropel, care zice simplu, Rapaport cel drăgălaș juca un carambolaj neștiind că Aristotel nu văzuse ostropel. Probabil că de aici pleacă totul. Fabula oricum rămâne pelicanul sau babița, ca de obicei. Constantin, îți mulțumesc. Să sperăm că vom râde la o bere de prostiile astea în curând, adică, mă rog, n-am nicio îndoială că totuși bunul simț nu va reuși să stăpânească acest teritoriu al... Nu simț de la Codruceni, nu? Da, da, da. Bunul simț făcut. Da. da, acest teritoriu al debusolării intelectuale și al relelor intenții, de altfel. Pentru că până un alta să le bagi unora pumnul în gură în 2020 mi se pare absolut jenant. Este împotriva progresului omenirii. Și așa, omenirea e complet depășită de civilizația pe care a creat-o. Mai avem și din ăștia. Bun, Constantin Vică, mulțumim foarte mult. Doamne ajută, Gen, te rugăm frumos să rămâi un pic, să facem și noi o fotografie cu monitorul, dacă pe tine nu te-am putut invita în studio, și să ne vedem cu bine după aceea. Gen. Gen, pupi. Gen. Auzi, dar ce facem? Că tu mi-ai semnalat. Ce facem cu tăblițele alea? Că dacă tot s-au terminat glumele alea cu negru și alb, să facem glume cu gen. Cu plăcuțele pe care scrie gen I Dobrescu. Gen Magheru, gen Cerchez, știi ce sta. Păi e simplu, o să-i retrogradăm, toți o să ajungă col. Bine, acum sper că nici cu colul să n-apară niște legi prin Parlament. Păi colul e cam de gen, scuză-mă. Exact. Nu știu, probabil vor fi retrogradați, toți vor fi fruntași Magheru, fruntași Cerchez și alți fruntași ai armatei române. Serg, sau de ce nu... Sold. Câpătâr, da. Bine, acum că... De fapt, e o discuție, un fel de soldatul șveic își capătă iar drepturile. Asta, na, e bucuria. Cam așa ceva. Și oricum, este sunetul pe care îl face aparatul ăsta de gândit, care este în spatele acestei inițiative. Face din când în când. Ei, Constantin! Da! Te rog frumos, porți un nume foarte important. Poți să deschizi, te rog frumos, Facebook-ul la pagina Constantin Înceanu? A, da, stați un pic. Păi da, băi nenică, adică ce făceam noi din emisiunea asta? Chiar să ne batem joc așa? Da, cum? Frumos, uitați-ne. Te rog frumos, uite-te la comunitate, vrem să aflăm acum în cadrul cumplitului, temutului test Înceanu de la Morning Glory, câți prieteni are în comun filozoful Constantin Vică, eticianul, ca să zic așa, cu rapsodul oltenesc Constantin Înceanu, autorul, interpretul nemuritorului cântec Măpusei în pat lungit. 26 de prieteni, dar toți sunt jurnaliști. Ca dovadă, Morning Glory a avut încă o dată dreptate. Bravo, Constantin! E bine, asta arată că totuși ai empatie, spre deosebire de Călin Tolontan, care are 0 prieteni în comun cu Constantin Înceanu. Păcat, nu știe ce pierde. Nu pentru asta am murit noi la Revoluție. Da, în fine. Să rămânem la acest... Este sunetul ăla pe care îl scoate brațul, acul de pick-up când ajunge la capăt, știi? Mulțumim, Constantin, aplauze, ține sus, munca bună, rămâi puțin cu noi ca să facem o pozică de așa, gen, și noi ne întoarcem imediat după o piesă de la Motorhead, că, na, se numește I Ain't No Nice Guy. Morning Glory on Rock FM.